În primul rând, vă mulțumesc că ne-ați invitat. Este a doua oră când suntem invitații doamnei profesoare și ai dumneavoastră. Sunt învățătoarea Clarei Dionisie, care urmează cursurile de pian de mai mulți ani și este o fetiță deosebită, cu un suflet foarte sensibil, talentată, nu numai la pian, la muzică, dar și la pictură. O să se vede pe panourile din spate, sunt expuse foarte multe lucrări ale ei. Noi ne bucurăm pentru că copiii iubesc foarte mult muzica și participă cu drag la orele de muzică, mai ales acum că implică și mișcare, dans, în programa noastră școlară. Și de ce să mint, și eu sunt pasionată de muzică și de dans. Pentru astăzi am pregătit un cântecel două, să cântăm puțin, cu puțină mișcare. Să ne acompanieze Clara la pian și doamna profesoară, Clementina Dionisie, să ne prezinte din activitățile Clare pe plan artistic aici, la Centrul Cultural. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut de anul trecut și am reușit să realizez cu dumneavoastră un parteneriat ca o dată pe an să veniți cu copiii la Centrul Cultural și să vedeți că și în această instituție se fac lucruri deosebit de frumoase și deosebit de valoroase pentru sufletul copiilor, părinților și domnilor profesori. Desigur că nu ne puteam cunoaște dacă nepoțica mea nu era în clasa dumneavoastră, dar această oră nu o fac numai pentru ea, ci și pentru toți colegii ei, și mă bucur că participăm la această acțiune școală altfel, adică după atâtea săptămâni de matematică și de română, copiii mai au nevoie și de o destindere, de altceva, de puțină cultură, ca să spun eu. Și uitați, în această oră noi îmbrățișăm foarte mult muzica, muzica instrumentală, muzica vocală cu mișcare, și, în final, un vernisaj de expoziție, pentru că în această instituție, în afară de cursul prietenul meu, pianul, avem și curs de pictură, culoare și sensibilitate, este și curs de chitară, și curs de muzică populară, și curs... Sunt foarte multe cursuri. În final, eu copilașilor, pentru că se apropie Paștele, le-am pregătit ceva dulce. Aici este un mic secret și m-am întâlnit cu iepurașul, i-am făcut o poză și în momentul când m-am întâlnit cu el s-a dezmembrat. S-a speriat de mine foarte tare, s-a dezmembrat. Și uitați-l cum l-am prins eu pe acest iepuraș în poză, iar cu ajutorul doamnei Ileana și cu ajutorul vostru am să vă rog frumos să-l faceți la loc pe iepuraș, ca să puteți servi ce este și în acest pachetel.
joacă cu toții veniți. Joaca-i făcută pentru cei mici, cei mari și ei oricând pot veni. Dăm timpul înapoi și suntem copii. Fetițele toate sunt delicate, ele doresc doar păpuși. Iar când pot fi mari, visează să ajungă la fel ca mămica lor bună pe care o iubesc. La fel ca și ea va ști să spună, copilul iubesc. Haideți la joacă cu toții veniți, joaca-i făcută pentru cei mici, cei mari și ei oricând pot veni. Dăm timpul înapoi și suntem copii. Haideți la joacă cu toții veniți, joaca-i făcută pentru cei mici.